Doi copii din Baia Mare care se jucau pe afară au găsit o grenadă neexplodată. După ce s-au jucat cu ea, unul dintre copii a dus-o acasă să le arate și părinților descoperirea. Speriați, aceștia au alertat autoritățile. Copilul a dus grenada acasă și le-a spus părinților că a găsit-o afară în timp ce se juca cu un băiat din vecini. Părinții au încremenit când au văzut ce ținea în mână băiatul și au sunat imediat la 112. În scurt timp, la fața locului au ajuns o echipă de geniști, trupe antitero și jandarmi care au blocat accesul în zonă și au izolat perimetrul. Specialiștii au scos cu grijă proiectilul din casă, iar în urma cercetărilor s-a stabilit că grenada era una de exercițiu fără explozibil și nu era un pericol pentru populație. Cu toate astea, desfășurarea de forțe a fost suficient pentru a crea panică între locuitorii cartierului din Baia Mare, care au răsuflat ușurați abia după ce au aflat că nu au fost puși în pericol. Murim, oameni, murim, murăm în aer. Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a afla cum a ajuns grenada în acel loc.